Scriptură vreme de acelea spuse de oameni lui Dumnezeu cu privire la zilele din urmă, se pare că se împlinesc. M-am tot gândit de-a unul oamenilor în lupt așa, Doamne, dacă în Biblie scrie că în zilele din urmă cunoștința va crește. Dar în același timp, invers proporțional, spune Scriptura că dragostea celor mai mulți se va răci. Și asta nu din cauza că e criză în Europa, nu din cauza că lumea în care trăim să frământă de la un capăt al pământului la celălalt, că nu știu ce va fi, ce se va întâmpla, ce urmează, nu din cauza asta. Și Biblia spune un motiv foarte clar, foarte deslușit, din ce pricină dragostea celor mai mulți se va răci. Știți din ce pricină? Spune Scriptura, din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu din pricina înmulțirii fără de lege în lumea de afară, ci din pricina înmulțirii fără de lege în viața celor care stau cu cartea în mână, în viața celor care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, în viața celor care în momente de restriște în viață au făcut juruințe și au spus lui Dumnezeu, te vom urma. Dacă intervine data asta, dacă lucrezi, dacă ne asculți, dacă ne vii în ajutor, ne vom smeri. Știți ce a zis Ezechia după ce Dumnezeu l-a vindecat, l-a ridicat din patul de suferință, știți rugăciunea lui Ezechia. O să ziceam în cei mai buni ani ai vieții mele că trebuie să mă cobor în locuința morților. Și spunea Ezechia, acum ce să mai spun? Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne. O să de aceea voi umbla în toate zilele vieții mele, voi umbla smerit înaintea ta. Și smerenia asta o durat până au venit trimiși din Babilon. Care este poziția noastră înaintea lui Dumnezeu? Care este starea noastră reală și adevărată? Frații spuneau, nu ne cunoaștem, e adevărat că nu ne cunoaștem, dar există unul care ne cunoaște așa de bine. Glorie lui! Există unul care ne cunoaște nici măcar de când ne cunoaștem noi. Și ne cunoaște, spune Biblia, de când nu eram pe pământ. Slavă lui! În cartea prorocului Ieremia, în capitolul 1, este scris și a spus Dumnezeu lui Ieremia când era un copil. O zis, pe vremea când nu erai pe pământ, eu te cunoșteam și te-am pus deoparte ca să te fac proroc al neamului meu. Vorbește, Doamne! David în Psalm 139, împăratul David spune că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele înainte de a fi fost vreuna din ele. Și David spune cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, cât de mare este numărul lor. Dacă aș vrea să le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Am dorit în seara aceasta, frații și surori, știți că în cartea Psalmilor este scris undeva într-o împrejurare și noi așa, acum se pare că, se spunea în secolul trecut, în secolul vitezei, acum nu știu cum se numește secolul ăsta. Dar probabil că viteza e mai mare în secolul ăsta în care suntem și se pare că cu pocăința am intrat și noi în viteză. Toate le facem așa în viteză, fără băgare de seamă, fără să ne mai gândim, fără să ne mai măsurăm, fără să mai medităm la ceea ce facem, fără să gândim cam unde vom ajunge într-o zi cu starea asta. M-am tot întrebat de-a lungul anilor și aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură. Îl găsim scris în Epistola a doua lui Petru. Ai putere, Doamne. Te rog, folosește, Doamne. În capitolul 3, versetul 1 spune,
spune așa, recitim câteva versete pe care am vrea să spun în seara asta, sunt convins aici la Viena, nu știu, frații spuneau că sunt bucuroși că sunt la Viena, nu știu câtă bucurie există că suntem la Viena. Un lucru știu, Dumnezeu să ne dea bucuria aceasta pe care o avea David într-unul din psalmi când o zis, când urmez poruncile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Aleluia! Dumnezeu să ne ajute bucuria asta să o avem în viața. Amin, amin! Bucuria asta să o avem. Că suntem într-o parte și alta, că suntem într-o stare sau alta, Dumnezeu să ne dea bucuria asta. Să urmăm poruncile lui Dumnezeu și așa să ne bucurăm înaintea Lui. Uitați ce zice cuvântul. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu în amândouă ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiință și să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii Lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Versetul 5 zice așa, căci în adin se facă nu știu că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a perit tot prin ele înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt păzite pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Mai departe, Petru spune celelalte cuvinte pe care sunt încredințat că le știm, așa cum am spus, cunoștința au crescut, știm, cunoaștem, avem foarte mari probleme la împlinire și la trăire. Foarte mari probleme avem pe linia asta. La cunoștință, cunoaștem mult, știm mult, citim mult, suntem la punct cu multe lucruri, cunoaștem multe versete din Biblie, dar avem nevoie de putere să le putem împlini viața noastră. Amin, vorbește, Doamne! Aleluia! M-am tot întrebat de-a lungul anilor și am zis, Doamne, dacă stăm așa să ne gândim la starea pe care o avem astăzi, la situația în care suntem, și așa când mă uit, ne bucurăm, tragem nădejde că ajungem în cer, în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Toți oamenii ne dau nădejde toate felurile. Avem predicatori care îți cuplați numai pe linia asta, să ne dea nădejde, că sunt înșelătoare, că sunt adevărate, că nu sunt adevărate, că au suport, că n-au suport. Cuvântări dulci, ademenitoare, au interese, au tot felul de lucruri. Și în felul ăsta ne ducem noi lupta în zilele în care trăim. Aș vrea să întreb în seara aceasta, frați și surori, să fie atâta necunoștință cât să spunem vremea asta. De exemplu, întâlnești frați care practică lucruri care sunt luate de la pădâni. Nu-s din Biblie, nu-s din Biblie. Lucruri luate de la pădâni. De la oameni fără Dumnezeu, de la oameni chinuiți de Duhul, de tot felul de lucruri. Și întâi, frate, de ce faci așa? Frate, sincer să spun, eu nu văd lucrurile așa, eu nu înțeleg așa, eu nu-mi dau seama că e chiar așa. Auzi foarte mult spunând astăzi, vorba asta prin popor, așa printre frați, eu nu cred că e chiar așa păcat. Alții spun, părerea mea, nu cred că e chiar așa de grav. Ar vrea să spun în seara asta, frate și soră, nu se are în vedere cât e părerea noastră, dacă e grav sau nu e grav, dacă e păcat sau nu e păcat. Se are în vedere părerea celui care a scris Scriptura. Amin. Și care se spune despre El că în El nu există umbră de mutare și nici schimbare. Slavă Lui! Știți că se are în vedere părerea Lui? Amin. Ce-au zis oamenii pe fața Pământului, ce-au zis filozofii, au căzut la Pământ. Ce-au zis comuniștii, ce-au zis democrații, ce-au zis alții și alții care s-au ridicat pe Pământ. Și oameni care au căutat să învârtă lumea asta într-un fel sau altul, toate au căzut la Pământ. Cuvintele Lui au rămas în picioare.
Și o zis Iisus cu atâta îndrăzneală, nu cu probabil, nu că se poate, e posibil să fie așa. O zis cu atâta îndrăzneală, o zis cerul și pământul va trece. Aleluia. Dar cuvintele mele nu vor trece. Ele se vor împlini iotă cu iotă. Amin. Cuvânt se va împlini și se va duce la îndeplinire, lăudat să fie numele. Amin. Vorbește, Doamne. Întreb în seara asta. Suntem oameni care cunoaștem Scriptura și unii dintre noi cunoaștem foarte bine